Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, anunță înființarea adăpostului de câini din orașul de pe Bega. Edilul are un câine pe care îl iubește mult și s-a gândit și la patrupezii care nu au avut norocul acestuia. Mă pupă tomte în fiecare dimineață înainte să plec la lucru. Azi am spus că vom vota în Consiliul Local un proiect important pentru prietenii lui, planul urbanistic zonal pentru noul adăpost de câini al orașului. Îl facem pe un teren de peste 20.000 de metri pătrați pe malul Begăi, în câmp, la distanță de locuințe. Vom putea adă posti aici 600 de câini, dar sper că numărul lor va fi tot mai mic de la un an la altul, pentru că locul câinilor nu este la adăpost, ci în familii. Puzul este rezultatul muncii benevole a unei mâini de oameni care au tras în ultimele luni să facă documentația urbanistică și să scoată 19 avize de la diverse instituții din oraș. Le mulțumesc tuturor pentru spiritul civic, așa cum le mulțumesc și colegilor mei, consilierii locali USR, Rodica Militariu și Răzvan Negrișanu, care au fost motorul acestei inițiative. Acum că puzul a fost votat, urmează licitația pentru documentația tehnică și lucrările de execuție ale adăpostului. Un oraș modern respectă cetățenii și animalele de o potrivă. Transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz.